În această a doua parte a părtășiei noastre vom vorbi despre bătălia pentru sfințire. Acum eu trăiesc așa o tensiune între ceea ce am pregătit să vă spun și între ceea ce urmează să vă spun. O să-l rog pe fratele care e acolo la butoane, să rămână blocat doar pe acest slide, urmând ca aceia dintre dumneavoastră care sunteți curioși să vedeți ce era și în următoarele, să luați de la el. Și în ce urmează să împărtășim de la suflet la suflet, am o schiță foarte lungă. Dar o lăsăm și pe asta, așa, de o parte. Și aș vrea despre chemarea noastră la sfințire, să ne punem la inimă câteva adevăruri, a zice de bază. Dumnezeu este sfânt și voia Lui este ca și noi să fim sfinți. Dumnezeu nu face excepție de la standardele sale, tratând preferențial pe unii. Dacă face vreo excepție, excepția este din pricina harului său, a milei sale față de noi, dar nu din alte considerente. Vestea tristă este că această milă nu ține veșnic. Ea ține doar până avem viață și la unii, chiar și mai puțin. Socoteli mari pe mila lui Dumnezeu, pe toleranța sa, să nu vă faceți. Că nu știi când vine sfârșitul lumii. Din altă perspectivă, lucrurile văzute, Dumnezeu cere de la noi desăvârșire. Domnul Iisus a spus, și voi să fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Dacă ar fi să dăm răspuns la întrebarea ce e sfințirea, prin sfințire eu înțeleg actul de separare de viața veche și de lumea veche și de întoarcere cu inima spre Dumnezeu și de lipire în Hristos de Dumnezeu. Sfințirea comportă două segmente diferite. Este un aspect pozițional în sfințire. Aspectul pozițional are de a face cu separarea noastră de lume, dăruirea pentru Dumnezeu, rezervarea pentru Dumnezeu, punerea deoparte pentru Dumnezeu. E ca atunci când doi tineri se logodesc, s-au separat și s-au pus deoparte unul pentru celălalt. Pe ei îi leagă un legământ, s-au rezervat unul pentru altul. Sfințirea pozițională implică această separare de tot ce e rău și lumesc și lipire față de Domnul nostru Iisus. În sfințire există și o componentă practică. Această componentă practică are de a face cu caracterul nostru, cu morala. Componenta practică are în cuprinsul ei două elemente. Elementul negativ. Aici sunt avute în vedere lucrurile pe care nu le vei mai face. Acela care este pus deoparte pentru Dumnezeu, nu va mai păcătui. S-a separat de păcat. Și apoi componenta pozitivă va trăi ca Domnul Iisus. Într-un cuvânt, aici ne închipuim că este lumea, iar aici este împărăția și Domnul nostru Iisus. Sfințire înseamnă să ieși din lume, să te promiți, să te făgăduiești cu legământ ca parții lui Dumnezeu. Adică să te predai lui, să te separi. Și apoi să renunți la viața veche și să trăiești viața nouă în Hristos. Asta e sfințirea. Nu e ușoară, dar nu este nici imposibilă. Dacă cineva spune că nu poți fi sfânt, a zice că asta e o
lipsă de prețuire a lucrării Duhului. Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să putem. Nu putem pentru că nu vrem și nu vrem pentru că iubim păcatul și ne împlinește. Frații mei, sfințire este standardul lui Dumnezeu și voia sa este să fim sfinți. În continuare o să fac 4 declarații, a zice eu, fundamentale despre sfințire. Prima declarație. Trăirea în sfințire nu este facultativă. Pentru un creștin, trăirea în sfințire nu este facultativă. Trăirea în sfințire este porunca lui Dumnezeu. Sfințirea nu este opțională, dragii mei tineri. Dumnezeu ne poruncește să fim sfinți. E norma lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru vârstnici, și pentru tineri, și pentru adolescenți, și pentru copii, chemarea lui Dumnezeu la sfințire este o normă. Păi dacă n-ar fi normă, cum ar pierde Dumnezeu în pierzare veșnică și pe cei, știu eu, mici care mor fără Hristos? A doua declarație, sfințenia este emblema Bisericii lui Dumnezeu. Pe blazonul bisericii este scris sfințire. Podoaba casei tale pentru cât vor ține viacurile este sfințire. Ceea ce recomandă, ceea ce reprezintă biserica, dragii mei tineri, este sfințirea. Noi căutăm multe lucruri să facem și care să ne reprezinte. Bisericile caută să se reprezinte prin ceva. Și eu ca păstor trăiesc asta. Oare cum să facem să fie mai bine? Cor mai bun, cântare mai bună, predică mai bună. Dar dați-mi voie să vă spun, nu asta reprezintă biserica lui Dumnezeu. Astea sunt bune, dar la locul lor. Ceea ce recomandă biserica este trăirea în sfințenie. Când Domnul Dumnezeu se uită peste comunitatea locală, peste adunările noastre, dacă vede oameni care îl onorează în sfințire, este bucuros. Dacă vede activitate religioasă fără sfințire, este scârbă de ceea ce vede. Ceea ce recomandă biserica în ochii lui Dumnezeu, dar și în ochii demonului, este sfințirea. Și ceea ce o recomandă și în fața lumii, este sfințirea. Nu miracolul. În biserica lui Dumnezeu se întâmplă, se fac minuni și să dea Dumnezeu să fie cât de multe. Dar ceea ce este pe blazonul bisericii nu este minunea. Diavolul poate face și minuni, dar sfânt nu poate fi. De aceea, în această vreme de pe urmă, aș vrea să luăm în inimă mesajul privitor la bătălia pentru sfințire. Te bați tu pentru sfințire? Faci din trăirea în sfințire idealul vieții tale? Te preocupă, te frământă formarea caracterului tău, trăirea după cuvintele Domnului Iisus? Pe un creștin, da. Și m-aș bucura pe toți să ne frământe. Al treilea adevăr, soarta bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu sfințirea. Viitorul bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu sfințirea, dragii mei tineri. Noi acum suntem la vârsta asta la care ne aflăm. Anii vor trece. Ceea ce va deveni biserica în următoarele generații depinde de ce facem noi cu sfințirea și cu învățătura despre sfințire. Bag de seamă cum lucrurile încep să ne scape printre degete la toate nivelele. Dumnezeu ne cere să trăim în sfințire. Adevărul al treilea, al patrulea, alternativa la sfințire, după învățătura Scripturii, este pierzarea. Eu nu găsesc altă alternativă. Sunt puse în față două căi, calea ascultării de Dumnezeu, a curățirii, a sfințirii și sfârșitul ei este mântuirea. Și cealaltă posibilitate este delăsarea. Alegerea căii ușoare, că Iisus a vorbit ucenicilor când a zis de calea largă și de calea îngustă. Sfârșitul e pierzarea.
zice apostolul, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Iar în altă parte, în Romani, capitolul 8, versetul 13, cred, este scris, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Vă rog frumos să fiți atenți la acest verset. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, despre firea pământească e vorba, veți muri. Păi la moartea fizică se referă Pavel. La moartea corpului. Nici de cum. Se referă la moarte spirituală, la moartea relației cu Dumnezeu. Dacă vreți altfel spus, la pierderea veșnică, la pierderea sufletului și a mântuirii. Voi cei care sunteți copiii lui Dumnezeu, aveți în voi o fire pământească. O fire pământească în care este grefat fără putință de vindecare, păcatul. Firea pământească nu poate fi răscumpărată. Ea trebuie să moară, să fie pierdută. Dar această fire pământească este aliată cu diavolul împotriva sufletului tău și ea găsește plăcere în aduce în forurile interioare instanțe străine, cum vorbim mai la început. Firea aia ta pământească, ea avidă după păcat. Găsește satisfacție în păcat. Are trăsăturile ei interne care, și natura ei este de așa fel încât iubește ce este păcat. Să nu spuneți că nu este așa. La fiecare dintre noi este așa. Și pentru că există această primejdie, Pavel spune, dacă trăiți după sfaturile firii pământești, o să muriți. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Alternativa la sfințire este pierzarea. Dar dacă ne vom curăți inimile și ne vom sfinți pentru Domnul Dumnezeu nostru, frații mei dragi, vom trăi. Dumnezeu ne va da mântuirea și ne va primi în raiul Său. Slăviți să fie numele Său. Ascultați-mă, vă rog, bine. Niciunul de aici nu-i prea mic ca să ajungă în iad. Niciunul nu-i prea mic ca să ajungă în iad. M-am tot gândit odată, oare care-i vârsta de la care Dumnezeu ne socoate responsabil moral? După ce vârstă oare Domnul Dumnezeu, dacă murim fără Hristos, ne-ar trimite în iad? Nu găsesc în Biblie un răspuns direct. Dar indirect aș putea afla unul. Cam de când știi ce-i bine și ce-i rău și în loc să alegi bine, alegi rău. Dar care-i vârsta? Indirect. Când oamenii au știut ce-i bine și ce-i rău, au confirmat știința respectivă prin faptul că s-au văzut în pielea goală. Așa-i? Există o vârstă după care pruncul se vede în pielea goală. Unii micuți așa, n-are nicio treabă, iese în costumul lui Adam și taie în viteză printre musafiri, fără nicio grijă. Nu știe. Dar vine o vârstă, nici de tine ca părinte nu mai vrea să fie văzut. De acolo știe ce e bine și ce e rău. Toți cei care sunteți prezenți aici, poate cu minime, minimale excepții, ați trecut de vârsta aia. Nu știu dacă vreun bebeluș pe aici. Și dacă așa stau lucrurile, ascultați-mă bine, de muriți fără Hristos, mergeți în iad, dragii mei. Mergem în iad. Nu vă jucați, să nu ne jucăm cu standardele lui Dumnezeu. Că dacă pe Anania și pe Safira i-au curentat din cauza unei miciuni și au căzut morți, ce se va alege oare de alții ca noi care am știut atâtea și... Nu este între noi unul care să nu știe ce e bine și ce e rău. Voi ați crescut în familii de credincioși, ați fost purtați în școală duminicală și eu sunt onorat și bucuros că sunteți în biserică, dragii mei. Noi nu ne-am întâlnit acum într-o discotecă să vă iau la roz de acolo din discotecă. Noi ne-am întâlnit acum, nu știu unde, în mall și acolo să zice, hai, ce mai faci tu cu Domnul Iisus? Dumneavoastră ați făcut un efort grozav că ați venit în seara asta, într-un moment așa nepotrivit firește. Ați venit la biserică. E de apreciat acest lucru, dragii mei. Și Dumnezeu îl laudă.
Trebuie să-L vedem ca un lucru bun, ați venit la adunare, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar te rog frumos, ia-ți în inimă hotărârea să trăiești în sfințire. Pentru că venitul la adunare, fără împlinirea acestui deziderat, are ca sfârșit pierzarea. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Există o latură a sfințirii pe care Dumnezeu ne-o dă pe gratis. Sfințirea, după învățătura Scripturii, comportă trei elemente distincte, faze distincte. Există sfințire inițială, pe care ne-o dă Dumnezeu un dar prin Hristos. Apoi o sfințire practică, sfințire care se realizează pe parcursul întregii noastre vieți. Ne formăm caracterul, dezvățăm răul și învățăm binele. Și apoi este sfințirea desăvârșită, de plină, care se va arăta la venirea Domnului nostru Iisus. În privința sfințirii noastre inițiale, se întâmplă, dragii mei, că atunci când am crezut în Domnul nostru Iisus, Dumnezeu ia de peste noi vina, păcatul, răul îl ia Dumnezeu de peste noi și pune în contul nostru sfințirea Domnului nostru Iisus. Te-ai căit, te-ai pocăit de păcatele tale, l-ai primit pe Domnul Iisus în inima ta, te-ai încrezut în El, Dumnezeu te sfințește pe gratis, în harul Său te socoate drept, sfințit. Asta înseamnă iertarea păcatelor, asta înseamnă înfiere, asta înseamnă făcut moștenitor împreună cu Hristos. Dumnezeu te onorează punându-te între sfinți din pricina harului Său. Asta e sfințirea pozițională. Dar după aceasta vine sfințirea practică. Și aici este truda noastră, strădania noastră și alergarea noastră. Nu se poate una fără alta. Hai să facem un exercițiu de închipuire. În biserică la dumneavoastră nu-i ceas, bai acolo și mare. Cât predicator. Vă rog următorul exercițiu de imaginație. Închipuiți-vă un copil al străzii, să zicem că are 9 ani. Nu-i mare, nu-i mic, 9 ani. N-are mamă, n-are tată, mănâncă de pe unde apucă. Cu părul încâlcit, nespălat, bolnav, neîmbrăcat, degerat, vai și vai de el. Și îl vezi la un colț de stradă. Ți se rupe inima. Zici, trebuie să fac ceva pentru copilul ăsta. Și îl iei cu tine. Îl îngrijești, nu doar că îl îngrijești, dar reușești să-l înfiezi. L-ai trecut pe numele tău. E fiul tău. Poartă numele tău, ocupă acum o poziție nouă, e fiul tău, te va moșteni, îți poartă numele, îl reprezint și te reprezintă, e al tău. Între timp a venit primăvara, care s-a transformat în vară. Bucuros, cu fiul tău lângă tine, de o mână îl ține soția, de mâna aialaltă tu, ieșiți la o plimbare în parc. Îmbrăcat frumos, costum, papion. Te întâlnești cu un prieten în parc și intrați în vorbă. În timp ce voi povestiți între voi, mai încolo, un om mănâncă cu poftă dintr-un sandwich. Puștiu se uită după el cu ochii. Reflexele vieții vechi. Sătul s-au grăbit. Omul cu sandwich-ul aruncă jumate din sandwich în coșul de gunoi. Și deodată reflexul vieții vechi. Smucitură scurtă, se retrage discret. Tu nu-l bazi seama că vorbești cu prietenii. Se duce pe la spate și taie un tomberon. Cu capul băgat așa acolo, cum este? Te uiți? Nu-i. Îl vezi acolo, cunoști după nădrajă. Și la puci așa de aici, de... scoți afară. Ce faci aici? El. Copile, eu sunt tatăl tău. Dacă ți-e foame, cere. Tu nu mai trăiești pe stradă, ești fiul meu. Și dacă ești fiu, trăiește ca fiu. Și dacă sunt tată, onorează-mă ca tată. Ce vrei să-ți cumpere, tate? Gata cu viața veche, gata cu vechea existență, gata cu vechile obiceiuri, tu ocupi o poziție, ești fiu, prin urmare trăiește ca fiu.
Asta e povestea noastră. De câte ori ne ducem la tomberoanele vieții vechi, dragii mei, negăm poziția pe care am primit-o în har. Și Tatăl nostru suferă. Sfințirea este cerința lui Dumnezeu pentru noi. Voia lui Dumnezeu este să ne sfințim și în privința aceasta Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, că avem mare nevoie. Sfințirea, dragii mei, și aici așa se intrăm niște detalii, trebuie să implice întreaga noastră ființă. Sfințirea începe de la mintea noastră, de la cunoașterea noastră. Și acolo să avem grijă ce aducem în moara minții, ce citești, ce asculți, în ce crezi, ce idei cultivi. Orice gând trebuie să fie făcut rob al ascultării de Hristos. Mintea, gândurile noastre trebuie să fie curate, alungând din minte orice gând murdar, orice idee, orice fantezie, orice închipuire. Oare ce e în gândul tău? Băieți, ce e în gândul vostru? Când vă uitați la oameni, când vă uitați la fete, ce gândiți? O trimis unul dat un bilețel. Eram la o întâlnire așa cu tineretul la noi acolo la Sibiu, sora Rozi Mugoșan, mai eram 15 ani în urmă. O venit, o recitea niște poezii, soțul ei trăia pe atunci, o cânta niște cântări, fratele Nelui Stratul să o predică. Și la urmă am stat așa la un sfat cu tineri, și am sora Rozi, poate vor băieții să se întrebe ceva fetele, dumneata lucrez pe acolo cu doctorii, mai știi să ne spui un alt. Și unul întreabă pe un bilețel, ce să facă, uite-ți munci de gânduri de alea să mă gândesc cum nu trebuie la fete și tot închipuieri de alea am rele. Ce să fac? Nu uit pe Rozi, zicea, auzi mai copil, postește, postește, postește! Până atunci când ajungi în starea aia, când vine către tine o fată, tu să te uiți așa, oare e om? Oare e tufă? Deci s-a trecut. Ea a făcut o hiperbolă, dar să tul bine, plin de divertisment, plimbat pe toate pozele de pe site-uri și unele fără minte, vi le puneți dezgolindu-vă. S-a umplut de pofte firea ta pământească. Ai îngrijit-o bine ca să-i trezești poftele. Și de acum te miri că nu mai poți controla. Să nu te miri. Mintea trebuie să fie sfințită. Gândurile noastre aduse sub robia ascultării de Hristos. Sunt filozofii contemporane, auzi, zice un filozof, când am citit, am zis, așa, singurul fel în care trebuie să birui o poftă este să o împlinești. Super. Aceea zice vorba lui Einstein, nu renunța la visele tale, continuă somnul. Nu, deci astea duși. Domnul nostru Hristos ne învață altfel. Omul tare, omul care trăiește ca Hristos știe să spună nu, știe să înfrângă gândurile potrivnice lui Hristos. Apoi vorbirea trebuie să fie sfințită. Cum e vorbirea noastră, dragii mei? Cuvintele pe care le rostești, știi că te trădează? Vorbirea noastră trebuie să fie curată. Nu cu glume porcoase sau cu bancuri sau cu înjurături sau cine știe ce altfel de cuvinte putem lua, cine știe de unde. Vorbire curată, emoțiile noastre să fie sfințite, eliberate de sentimente de mânie, răutate, invidie, gelozie, ranchiune, antipatie, aroganță și câte alte răutăți care se pot grefa pe emoțiile noastre. Sfințire implică lumină și în spațiul sentimentelor. Gelozie. Cum îi, cum oricum faci tău bine. Nu mai poate de geloasă. Dacă te uiți în sus și au trecut în avion și te-ai uitat după doamna pilot. Nu. N-ai cum să o scoți la capăt. Asta este, trebuie eliminat. Da, cu invidia. Dragii mei, cum e cu invidia? Aveți invidie? O fată pe alta, un băiat pe altul, altul și-o cumpăra, nu știu cum aș lua. Ce facem cu asta? Și de astea trebuie să scăpăm, dragii mei. Că dacă acum în tinerețe nu eliminați gânduri spurcate, emoții blestemate, știți ce o să faceți? În viață doar veți îmbătrâni. Și pe cum veți îmbătrâni, o să vă câniți tă mai tare.
Știți verbul a câni, să treacă ăstea în dex. Îl folosim în seara asta. Faci nărav de câine. Pe cum îmbătrânești, tot mai meșter și mai șmecher și mai anticrist pe profilul spiritual și al caracterului. Invidii. Crapă inima el dacă altuia merge mai bine. Păi roagă-te să meargă și mai bine. Roagă-te, dacă are o mașină, cere Dumnezeu să aibă două. Și când are pe a doua, să zice, slavă Domnului că Dumnezeu m-a ascultat. Și a scăpat din invidie. Este doar una dintre, a zice eu, simplele și poate superficialele căi. Voința trebuie să fie sfințită. Deciziile noastre să fie aduse în Spiritul lui Hristos. Duhul nostru să fie sfințit. Trupul să fie sfințit. Că zice Pavel, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. Există o sfințire care are de-a face cu această latură a trăirii noastre, sfințirea corpului nostru. 2 Corinteni 7:1. Să ne sfințim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne curățim și să ducem sfințirea noastră până la capăt. Dragii mei tineri, oare ce înseamnă? Poți spune rogul de acest verset? 2 Corinteni 7:1. Uitați ce scrie aici. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, adică venirea Domnului și viața veșnică, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. Un exercițiu. Ce sale întinăciunile cărnii? Să ne curățim, nu zice să vă, să ne, și Pavel se includea, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. Numai la asta să ne referim. Ce e aia oare? Ce e întinăciunea cărnii? De exemplu, îmbuibarea de mâncare. Tu nu știi ce la postul, că mori dacă postești. Așa e. E o întinăciune a cărnii. Sau curivia. E întinăciune a cărnii. Da pornografia. Da masturbarea. Și la fete și la băieți. E întinăciunea cărnii. Da conformismul la cele mai deșuchiate tendințe vestimentare. E întinăciunea cărnii. Ziceți voi. Îi? O detalie așa. Nu mai citesc, am literatură din asta, de biberon o numesc eu. Stă acolo pe noptieră și înainte să mă culc, 15 pagini, literatură de... așa. Și într-o zi, Hugo, ca să ne aduc aminte. Acolo e o scenă interesantă. Acum e târzie acțiunea, revoluția deja e în desfășurare, Cozet, e domnișoară de măritat, logodită, și o taie în fugă pe niște... acolo, într-o casă de asta, o taie în fugă pe niște scări. Și în fugă, cum fuge, îi sare rochia, așa, și se vede partea de jos a piciorului. Logodnicul face o veritabilă criză de gelozie. La înspăimântătorul gând că mușterii ar fi putut vedea acolo. Nu. A închis cartea și a zis, măi, cine spune de fapt Hugo aici? Că e un rând, acolo nu-i dialog, e narațiune, descriere. Cine spune? Domnule, ce standarde morale în Franța de dinainte de Revoluție. Da? Sau chiar după, că Hugo e după. Cum gândeau oamenii, cum era fibra morală, ce era decent în haine. Păi nu vă supărați de pe unde am ajuns noi. Fete dragi, băieți dragi, vorbim de întinăciunile cărnii și de sfințirea noastră. Știți că în televizor suntem învățați cum să ne arate bine? Și sunt niște... nu vreau să folosesc cuvinte care să împieteze locul în care mă aflu. Dar sunt niște oameni care în ochii lui Dumnezeu sunt scârbe, iar în ochii noștri vedete. Divorțați. Oameni fără niciun profil moral.
și vrei să te îmbraci ca să nu le pomenim numele. Ca cine? Așa e frumos. Și de unde e frumos? În orele de cuplare, cu firul din cap, pe canalele de televiziune și pe internet. M-ați înțeles? Cine îți face standardul? Când te uiți tu acolo în oglindă așa și te vezi frumoasă, cu rochia aia, două palme peste genunchi și cu decolteul acela, că toată lumea se întreabă unde a dispărut lănțișorul. Cine te arată frumoasă? Poate mai bine vorbim după schiță, așa? Nu e nici într-un slide asta. Dragii mei, e vorba de bătălia pentru sfințire. Aveți grijă. Dumnezeu v-a dat o puritate și o frumusețe pe care n-are nimeni voie să vi-o ia. Să nu faceți din ea priveliște pentru duhuri blestemate. Eu am o vorbă. Moda o fac cei tari, cei slabi se conformează. Tu cum ești? La modă. Mulțumesc. Frații mei, trebuie să avem puterea de a spune nu. Asta ne dă identitatea, asta ne și face să avem respect. Un respect pe care cei din jurul nostru nu-l vor recunoaște imediat, dar când o să le ajungă la os cuțitul, o să vină la tine și o să spună, dă-mi un sfat, că tu ești altfel. Spune pentru mine o rugăciune, că tu ești altfel. Așa lucră sarea. Numai unde apare rana și problema. Altfel, stă acolo, așa. Lumina alungă întunericul. Și să știți, luminițele pot face mai mult decât soarele. E un lucru pe care soarele nu-l poate face, dar luminițele da. Soarele nu poate lumina în întuneric. Luminițele da. M-ați înțeles? Puținul din tine cât îi, lasă-l să-l anime Hristos și trăiești în sfințire. Și Dumnezeu va înlătura întunericul. Sfințirea, apoi, dacă mergem tot pe latura asta, ce este întinăciunea cărnii, cum am văzut la acel verset, ce ziceți de igiena personală? Uite ce latră, cât e acolo, cu trupul spălat cu apă curată. Păi omul care se sfințește din considerente de relații cu Hristos are grijă de igiena personală. Da să lași mizerie în jurul tău, pe bancă, pe stradă, pe marginea drumului, în parc, la picnic. Cu un prieten de-a meu odată, cu mașina, am vizitat noi un spital pe în Spania, pe nu știu unde, cu căldură de aia, ne suim în mașină și zice el, mă, ni sete, hai să ne cumpărăm ceva apă, să bem. Bine, cumpăr el o sticlă de apă mie, una lui, și iute, o golește, așa, și zice, dă-te un pic pe spate. Mă dau eu pe spate, că nu știu ce urmează, între timp deschisese geamul, în fața mea, cu sticla în șanț. Ioi, este rog frumos, oprește-te. El nu știu ce. M-am dus frumos, am luat sticla de acolo, i-am dat-o înapoi și am zis, cât-i trăi pe fața pământului, păcat că ăsta să nu mai face. Nu din considerente ecologiste. Noi nu ținem de Partidul Verzilor. Deci nu avem treabă cu ăștia. Ci din considerente de morală creștină. Natura este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și cine se uită și spre șanțul ăla să nu-ți vadă păcatele și gunoaiele tale, ci să vadă firul de iarbă crescut de Dumnezeu și desăvârșirea acelui loc într-o floare sau într-o adiere de vânt sau un putul albine care stă pe floare în gunoaiele noastre. Ține de sfințire, frații mei. În considerente de sfințire le sunt curat și la baia bisericii. Mi-e frică de Dumnezeu. Înțelegeți cum funcționează sfințirea? Și munca pe care o faci, mergi acolo la lucru, din considerente de frică de Dumnezeu, faci calitate. Nu cum a zis un coleg de-a voștri băieți care se cese la Institut George, apoi zice, la noi tare diferit se gândea când eram acolo la firmă, un atelier de service auto. Aveam un coleg o vorbă, apoi pe casă pui șurubul unde poți lega cu sârmă. Morală creștină, românească.
Frații mei dragi, ține de sfințirea noastră. Așa cred că ar trebui să gândim viața, să-L coborâm pe Hristos și în activitățile noastre mărunte și să le facem în spiritul împărăției lui Dumnezeu. Și la școală, și pe stradă, și la muncă, și la facultate, și oriunde ai fi, să transpire din tine caracterul lui Hristos. Sfințirea, cum spuneam, implică așadar corpul nostru, absența vestimentației indecente sau a tatuajelor, ce să mai vorbim de consumul de alcool, tutun sau alte lucruri din astea, omul care se sfințește le are în vedere. Sfințirea apoi trebuie să afecteze bunurile pe care le stăpânim, lucrurile pe care le ținem în stăpânirea noastră, zic eu, și astea trebuie, și aici să se vadă sfințirea. Că tu ești lui Hristos. Voia lui Dumnezeu este să ne curățim. Sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Vă recomand să citiți o carte. La începutul sesiunii precedente v-am recomandat 4 cărți a lui Virgiliu Gheorghe. M-a întrebat cineva dacă, da, are cărți grozave. O să regăsiți în mesaj și cărțile alea multe elemente comune. Citiți cărțile alea și acum încă una, cu un titlu superb de șocant. Păcate respectabile. Auzi, păcate respectabile. Jerry Bridge. Știți acolo de păcate respectabile. Ale pentru care nimeni nu vă exclude din biserică. Numai Dumnezeu din rai. Mândrie, mânie, îngrijorare, invidie, gelozie, fățărnicie, pică, dușmănie, na, ură. Astea greu le cuantifici să le scrii în proces verbal, dar Dumnezeu e meșter în a le cuantifica. Frații mei dragi, Dumnezeu ne cheamă să trăim în sfințire. Și cu gândul acesta aș vrea să merg spre încheiere, cerându-vă o decizie. Decizia de a face din trăirea în sfințire viziune de viață. Luat așa meticulos, domeniu cu domeniu, îți sugerez 4 lucruri simple. Hrănește-ți zi de zi mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Citește Biblia. Horace Grace a zis așa: omul care citește Biblia nu poate fi înrobit mental sau spiritual. Să citești Biblia. Roagă-te zilnic. Postește săptămânal. Ține-te de părtășia cu creștinii. Astea sunt 4 discipline spirituale simple care vor crea din partea ta situația în care Dumnezeu să-ți dea credința și Duhul ca să poți birui. Nu creezi situația ca Petru din barcă, trebuie să pășească din barcă pentru a crea situația, să-i dea Dumnezeu credința de a umbla pe ape. Ca lui Matei, o trebuie să părăsească vama ca să-i dea Dumnezeu credința care l-a făcut apostol. Există un lucru simplu pe care trebuie să-l faci. E adevărat, nu poți crede să muți munții, dar Biblia poți citi. E rugat, e poți ruga. De venit la adunare poți să vii, de postit poți posti, fă astea, nu prin ele te mântuiești, prin ele creezi situația ca Dumnezeu să-ți dea credința și Duhul și apoi vei birui. Simplu. Așa cred că funcționează lucrurile. Iar acum apel la imaginația dumneavoastră și apoi mergem la rugăciune sau nu știu la ce. Hotărâți, frații. Am citit eu pe undeva, dar nu mai țin minte cum e, așa că o să subozim cum vine. Imaginați-vă așa un prinț oriental care vrea să se însoare. Decide să-și aleagă mireasa. Boierii cu satrapi, cu tot pe acolo vin, nu se poate hotărâ. Și atunci prințul decide să călătorească în lungul și latul imperiului ca să găsească cea mai frumoasă fată din care să facă apoi mireasă și mai târziu prințesă și cu el pe tron. Din sat în sat, în capătul unui sat, pe marginea alta șanțului, părul încâlcit,
cu rochie ruptă, murdară, păzând niște gâște, o fată. Prințul se oprește și are puterea de a privi în spatele. Există un make-up și un în spatele. Da. El vede în spatele acestui make-up. Spune, ea este aleasă. Hai cu ea la palat. Surpriză! Mă imagina. Această alegere corespunde sfințirii poziționale. E în har. Nunta e anunțată, invitații pe drum, sosesc, totul e pregătit, festiv, dar undeva în cămări, în palat, în odăile cele alese, e o problemă. Păruncul cit, refuzând să se spele, cu zdrențele pe ea, refuzând să se îmbrace, cu niște bomboane lângă ea, funda, așa hotărâtă, în jur, croitorese, coafeze, îngrijitoare de tot felul, gata să o facă cea mai frumoasă din împărăție și ea nătânga, fecioară neînțeleaptă, ca mulți dintre noi de altfel, Nicolo, cum o ales, așa să mai aibă. Nu știe el unde am fost, înseamnă că i-a plăcut de mine așa. Prin urmare, așa merg acolo, că știe el cum o ales. Așa că nu stricați ce-o ales. Ce va face mirele? Te-ai însurat cu așa o nebună. Nu? Neînțelepte are și latura aia altă. Dar, dragii mei tine, cum credeți că suntem noi după ce ne alese Domnul Iisus în har? Cum suntem noi când mergem la viața veche sau nu vrem să renunțăm la ea? Ne-am botezat în apă și am zis, suntem mireasa ta, Doamne Iisuse. Și mai departe tot viața veche. Mai departe aceleași apucături și obiceiuri. Cum credeți că este, dragii mei? Știți ce se va întâmpla? Ne va lăsa în nătângia noastră să ne mâncăm bomboanele. Dar eu îmi doresc din suflet ca aceste scurte cuvinte spuse să ne mobilizeze, să ne motiveze, să ne sfințim. Vreți să facem din asta idealul vieții noastre? Du-te acasă, pune întrebare conștiinței tale în lumina cuvântului și a Duhului și pune-te să scrii pe foaie. Ce-i păcat în viața mea? Eu odată am luat Noul Testament și am citit și Vechiul Testament și am scris acolo tot ce numește Dumnezeu păcat. Deci am găsit un cuvânt, minciună, am scris minciună. Hai, vorbi de rău, scris-o și pe aia. Și eu... gânduri necurate și pe aia, invidie. Și am obținut o listă, deci am câteva coli alea de caiet studențesc, așa, vreo 7-8 foi din astea, se repetă, nu-i bai. La Matei iar zice, ca la Luca și la Marcu, repetă ce a zis Matei, nicio problemă, le scriu acolo, că și eu le repet, nu numai Biblia. Scriu acolo. Ha? Și când am avut foaia aia, am pus-o în față și am zis, Doamne Iisuse, eu cum îns? Când te cercetezi în lumina amintirilor, e ceva. Când te cercetezi în lumina cuvântului, este altceva. Și după aia faceți o listă cu problemele voastre. Și luați-le, cum a făcut Iosua în vechime. Părând și puneți-le piciorul pe gât. Și Domnia lui Hristos să fie în viața voastră în acele domenii. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.